Moneda virtuală cucerește și România. Să faci bani fără să faci nimic. Puh! Și după aia uite cum a scăzut. Bitcoin, is going to zero. Zero. Bitcoin a atins în premieră nivelul de 20.000 de dolari. Când crezi că s-a făcut Bitcoinul tău? Astăzi la Ora de cripto, aș vrea să vă prezint un joc foarte interesant bazat pe blockchain și pe metaverse, ce am zis că toate proiectele pe metavers au început să explodeze de când s-a aflat că Facebook își va schimba numele în meta și cred eu că și industria gaming se va schimba foarte mult în următorii ani. Aș vrea să vă prezint jocul se numește Hero Arena și moneda lor se numește Hera și este la 1 dolar 40 în momentul de față cu o capitalizare de piață foarte, foarte mică de 6 milioane de dolari. Locul 2953 în momentul de față. Și dacă scrieți pe Google Hero Arena, găsiți uh, primul link. Ăsta este site-ul. Și o să fie uh, se, o să se poată descărca și de pe App Store și de pe Google în Q1 2022. În momentul de față, acest joc nu este lansat încă. Aici puteți vedea Hai să vă spun mai multe despre joc. Este un joc metaverse RPG construit pe tehnologia blockchain. Uh, s-a inspirat din Dota 2. Au spus ei și uh, jucătorii pot recruta eroi cu care să avanseze în modul campanie și să se lupte cu inamicii. și în arenă playerii vor putea să se bată cu alți playeri uh, pentru a primi profit și alte monede și uh, sunt 5 uh, specii Elf, Warlord, Orcu, -or 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 Undead și Beast. Da? E un, un joc foarte interesant, play to earn cu misiuni și ce mai, ceea ce mi se pare mie foarte interesant este că uh, playerii vor putea primi gold uh, și când sunt offline și goldul se va putea transforma uh, în Hera token um, un NFT marketplace, PVP, PVE free to play, questuri foarte multe chestii mișto, aici este și contractul public se poate cumpăra și de pe PancakeSwap Swap. Da, foarte, foarte tare. Încă este un proiect foarte la început, deoarece sunt doar 6 milioane de dolari capitalizare de piață și este și riscant în aceste monede, dar este o investiție pe termen lung. Dacă este să prindem această monedă un 20, 30, 50x, deoarece 10x de aici, 60 de milioane de dolari este foarte, foarte mic market cap -ul. și la 60 și la 50x, la 300 de milioane este foarte joasă această monedă. Și este bazat pe Binance Margin și pe Polygon și partenerii sunt și Sedify și CoinMarketCap. Asta mi se pare foarte interesant din nou. Aici puteți vedea și cine sunt investitorii și roadmap-ul. În Q4 2021, unde suntem noi acum, cam am făcut tot ce și-au propus și listarea pe un Chex. Adică este și pe Gate IO din 21 octombrie și a avut un spike atunci până la 287. Iar mai apoi a scăzut și acum câteva zile a urcat iară până la 2 și acum este la 1.39. Și listarea pe checks și au, au pus și farmarea pe site. Și în Q1 2021, adică în prima parte a anului viitor, se vor lansa jocurile pe, mo pe, mo pe mobil, pe Android și pe iOS. Foarte interesant. Și mai încolo se, vo se vor dezvolta și PvP Arena. Și au un grup foarte mare și pe Telegram de aproape 100. 30 sau 140 de mii de oameni. Comunitatea este foarte mare și cred eu că acest joc dacă se va dezvolta cum trebuie va urca destul de mult. Nu este nu am fost plătit pentru acest video, vă spun ce, ce fac eu, în ce am investit nu sumă mare de bani, dar dacă este să prindem acest proiect de la început vom face foarte mulți bani. Dacă vor face dacă se vor ține de ce vor spune ei că vor face, atunci această monedă este de viitor pentru următorii ani, un proiect foarte interesant și un joc, cred eu foarte, foarte tare. Și vă spuneam, se găsește și pe Gate IO și pe Pancake Swap în momentul de față și sunt 4,2 milioane de monede în circulație în momentul de față și supply-ul este foarte, foarte mișto. Cam atât a fost pentru acest joc și vă mulțumesc pentru fiecare like și pentru fiecare coment. Pe data viitoare.